Suntem în direct, știrea politică a zilei este întâlnirea dintre președintele României, Klaus Iohannis, cu liderii PNL la Viralac 1. A fost o întâlnire mediatizată astăzi. Președintele României a discutat cu liberalii, poate reușim să obținem informații dincolo de cele pe surse pe care am obținut și de la cei care au participat la această întâlnire. Bună seara, Cristian Bușoi, europarlamentar PNL. Bună seara. Mulțumesc pentru prezență. Lucian Isar rămâne alături de noi. Care a fost sensul acestei întâlniri, domnule Bușoi, dintre președintele României și liderii PNL? Nu am reușit să obțin să urmăresc știrile această seară, dar cred să era prevăzut ca președintele PNL, domnul Ludovic Orban, să dea câteva explicații publice, să spună câteva lucruri. A fost o discuție legată de alegerile prezidențiale, de calendarul care trebuie pus în aplicare, inclusiv în ceea ce privește pregătirea campaniei pentru alegerile prezidențiale. Sigur că s-au discutat și lucrurile întâmplate la Bruxelles în ultimele săptămâni, inclusiv o analiză a alegerilor europarlamentare din România, pentru că nu a existat o astfel de întâlnire și discuție între noi și domnul președinte pe această temă. Apropo de chestia asta, ce s-a întâmplat la Bruxelles? De ce țările din Europa de Est, din al doilea val, să le numim așa, n-au obținut nicio funcție importantă la nivelul structurilor europene? Ce s-a întâmplat, de fapt, în spatele ușilor închise? Bun, acum, dumneavoastră știți bine că lucrurile au fost destul de complicate. Au existat mai multe reuniuni ale Consiliului European până s-a ajuns la soluția doamnei ministru al apărării din Germania pentru funcția de președinte al Comisiei Europene. Cred că de mult timp în istoria instituțiilor europene n-au mai fost discuții atât de tensionate, atât de complicate. E adevărat că lucrurile au fost complicate și de faptul că după foarte mulți ani, după foarte multe cicluri electorale, nu a mai existat o majoritate clară, stânga-dreapta, Partidul Popular European, Partidul Socialiștilor Europeni, între care să negocieze principalele poziții în arhitectura europeană. A apărut un al treilea grup, grupul inspirat de președintele Franței, de Emmanuel Macron, condus de românul Dacian Cioloș, european de românul Dacian Cioloș, care a unit câteva partide noi cu fostul grup ALDE din Parlamentul European, fostul grup condus de Verhofstadt. Și, pe de o parte, având o pondere însemnată în Parlament, chiar dacă e doar al treilea grup, și având un număr de 8 voturi în Consiliu, lucrul acesta a complicat foarte mult negocierile. Bun, știți ce? Iar președintele Franței a ținut să le complice foarte tare. Păi l-a complicat și Dacian Cioloș, o să vedem imaginile care au făcut, care au ținut prima pagina presei pentru că europene cu Dacian Cioloș, de la început cuiduit ideea în Parlamentul European. Cred că ați fost acolo, da? Sigur. S-au amuzat după discursul Dacian Cioloș. Sâmbătă, Cristian Bușoi, sâmbătă, cei de la USR Plus urmează să facă un congres politic pentru a-și desemna candidatul la alegerile prezidențiale. Vor fi doi candidați. USR Plus va merge cu un tandem. Fie Dacian Cioloș va merge pentru funcția de președinte, Dan Barna la funcția de prim-ministru, sau invers, Barna la președinție și Cioloș pentru funcția de prim-ministru. O situație foarte complicată și asta o legăm de întâlnirea de astăzi dintre președintele României și liberali. Președintele României, evident, nu se simte foarte confortabil să-i vadă pe politicienii pe care i-a creat, i-a girat, i-a investit cu încredere, cum este Cioloș și Barna, contracandidându-l la aceste alegeri prezidențiale, în tandem. Da? Foarte importante lucrurile astea. Poate avem o explicație. Lucian Isar, situația este cel puțin ciudată. Dan Barna, prezent ieri aici pe B1 TV, a spus că va merge în tandem cu Dacian Cioloș, o să stabilească exact fiecare ce poziție are. De ce s-a ajuns la situația asta? Pentru că, în mod natural, acum câteva luni nu se punea în discuție ca cei de la USR Plus să aibă candidat. Natural, USR Plus cu liberalii ar fi trebuit să îl susțină pe Klaus Iohannis, adică dreapta să meargă împreună alături de Klaus Iohannis. Probabil pentru că nimeni nu a fost foarte atent la cele două personaje, Barna și Cioloș, și multă vreme
nu s-a ținut cont de ambițiile personale ale celor doi. Mai mult, au fost foarte mult protejați în campaniile electorale, discuția a fost deflectată și orientată către alte teme și acum normal că după europarlamentare s-au trezit pe un val important pe care ei personal și cei care stau în spatele lor doresc să capitalizeze la maxim. Pe cine stă în spatele Dacă mergem, la cine vă referiți? Mă refer la forțele care îi susțin în luptă. Probabil au și consilieri, oameni, partid, membri, nu știu exact, nu le-am urmărit forma de organizare, dar de obicei vedem că sunt mai mulți oameni, măcar în poză. Sunt mai mulți oameni care îi susțin și îi numim generic oamenii din spate, tocmai pentru că nu-i vedem. S-au ambiționat, au găsit într-adevăr o breșă și au crescut foarte mult, au un rezultat foarte bun pentru propriile ambiții la alegerile europarlamentare și dacă mergem pe lecția pe care a dat-o Cioloș ca mâna lui Macron în negocierile din Parlamentul European, vor juca la maxim sau surprinzător pentru modul în care oamenii serioși din București interpretau lucrurile anterior. Da, într-adevăr a fost o surpriză. Cum a ajuns Cristian Bușoi, Dacian Cioloș, atât de important la Bruxelles? Să devină liderul celui de-al treilea grup din Parlamentul European, să devină practic prepusul sau mandatarul președintelui Macron în toate discuțiile politice importante de la Bruxelles. Ceea ce privește poziția de mandatar al președintelui Macron, nu cunosc și nici nu știu și nici nu vreau să speculez. Păi este lider de grup. Foarte mult. Sigur, dacă fără Macron nu putea ajunge lider de grup. Probabil că a avut susținerea delegației franceze și a avut susținerea și altor delegații din grupul Renew Europe. Nu cred că e un lucru rău că există un român în fruntea unui grup politic. Nici nu trebuie hiperbolizată, nici nu trebuie exagerată importanța acestei funcții, nici nu trebuie cumva pusă deoparte. Pentru că, într-adevăr, e un lucru bun că unul dintre grupurile din Parlamentul European, al treilea grup ca și mărime, este condus de un român, de cineva din România. Puțin că așa cum orice funcție pe care o poate obține un român, și ne întoarcem și la cazul doamnei Chioveși și poate și la alte oportunități pe care le-am avut sau le vom avea în viitor, sunt binevenite pentru a crește totuși importanța și influența României. Domnule Bușoi, stați puțin, că o să faceți campanie împotriva lui Dacian Cioloș sau lui Barna. Da, de ce să facem? Bun. Ei, o să candideze la președinția României. Probabil Cioloș, că acum sunt mai multe discuții. Cioloș sau Barna, nu contează. Dar nu vom face campanie împotriva nici a lui Dacian Cioloș, nici a lui Dan Barna. Vom face campanie pentru Klaus Iohannis. Iar bătălia pe care Partidul Național Liberal oare domnule Bușoi, stați este puțin. Bătălia cu cei din Partidul Social Democrat pentru că ei guvernează, ei duc România puțin. Într-o direcție greșită. Nu avem niciun okay. Război și nu văd de ce ar trebui să avem un război. PSD-iștii nu joacă, PSD-iștii nu vor intra în turul 2 alegerilor prezidențiale. Bun, toată lumea știe lucrul care ăsta. E prea de vreme ca veți să-l merge speculăm. În campanie. E adevărat, oamenii, n-au candidat da. Și sunt în degringoladă. Oamenii o să vă întrebe, ce de ce am votat cu Iohannis, de ce nu votez cu Barna? Veți fi în campanie și împotriva USR Plus. Și eu și alții vom fi într-o competiție, nu vom fi împotriva lor în campanie. Într-o competiție electorală. Opoziția pe care o face PNL este la guvernarea PSD, care a dus și duce România într-o direcție greșită. Și în domeniul justiției, chiar dacă acum lucrurile s-au mai atenuat, și în domeniul economic, coordonanța 114 n-a fost cu totul și cu totul îndreptată. Avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, de 3 ori peste media Uniunii Europene. Nu avem investiții publice aproape deloc. Tot ceea ce am agonisit din creșterea economică sau aproape tot se duce pe creșteri de salarii și de pensii, care sunt importante, dar trebuie să avem surse sustenabile. Aceasta este lupta noastră și evident că vom explica de ce președintele Klaus Iohannis merită să continue și să aibă un al doilea mandat. În primul rând pentru că a ținut și ține România pe o linie corectă în Uniunea Europeană, apărând democrația, prosperitatea, statul Bun, de drept. Și care e diferența între discursul dumneavoastră și discursul celor de la USR Plus? Adică de ce ar merge oamenii să-l voteze pe Iohannis în detrimentul lui Barna Cioloș? Sau de ce să nu voteze cu Barna Cioloș, de ce să voteze cu Iohannis? Pentru că președintele Klaus Iohannis a demonstrat că poate fi un președinte bun pentru România.
că e un președinte care este respectat în Uniunea Europeană, s-a văzut la Sibiu, s-a văzut chiar în reuniunile Consiliului European. Să știți că vocea României a fost ascultată și auzită și vă spun în cunoștință de cauză, auzind și știind de la prima mână chiar discuții din interiorul Consiliului European, pentru că a venit și vine în continuare cu niște proiecte importante pentru România, pe care evident le va putea pune în aplicare atunci când va avea și un guvern partener. Avem nenumărate argumente pe care să le aducem românilor și pe care le va aduce însuși președintele atunci când va intra în campanie domnia sa pentru a vota pe Klaus Iohannis. Da, sâmbătă vă spuneam, este un congres important care va clarifica oarecum ce se întâmplă pe piața politică. A revenit moda, vă spuneam și ieri, moda tandemurilor politice. Dan Barna vrea să candideze alături de Dacian Cioloș. Cei de la PSD se gândesc și era un tandem. Doamna Viorica Dăncilă, probabil candidat la președinția României, sau dacă nu va fi doamna Dăncilă, va fi Eugen Teodorovici candidat și doamna Dăncilă să-l îndorseze pentru funcția de prim-ministru. În partea cealaltă, Călin Popescu Tăicianu vrea să candideze din partea Pro-România ALDE. Klaus Iohannis încă nu are un prim-ministru desemnat, ca să spunem așa. Sâmbătă se va alege, practic, candidatul USR Plus și cam cum arată sondajele, cum arată mecanica electorală în momentul de față, PSD-iștii, vă spuneam, nu vor intra în turul 2 și atunci va fi un meci extrem de interesant între Klaus Iohannis și candidatul USR Plus. Dar haideți să vedem puțin pe Dacian Cioloș, vă spuneam, care a devenit un personaj politic foarte important. În acest moment, după ce Europa de Est, după ce România n-a obținut nicio funcție importantă la nivel european, cea mai importantă funcție este a lui Dacian Cioloș. Este liderul de grup al celui de-a treilea grup parlamentar ca importanță în Parlamentul European, grupului Emmanuel Macron. Să vedem cum a fost întâmpinat Cioloș. Imagine extrem de interesante. Poate ne povestește și domnul Cristian Bușoi ce s-a întâmplat atunci în Parlamentul European, de ce a fost huiduit și de ce s-a râs de Dacian Cioloș în Parlamentul European. Domnule Cioloș, aveți cuvânt. Domnule președinte, doresc să vă felicit, în primul rând, pentru alegerea de astăzi și să-mi exprim încrederea că, așa cum am început încă de ieri discuțiile, vom lucra foarte bine împreună. Participarea la vot de anul acesta pentru alegerile europene arată că cetățenii europeni au în continuare încredere puternică în acest proiect și acest mandat pe care îl avem în față trebuie să stea sub semnul înnoirii. Negocierile la care am asistat în aceste zile din Consiliu arată și trebuie, cred, să privim foarte pragmatic lucrurile, că reînnoirea aceasta probabil nu o să vină nici din partea Consiliului, nici din partea Comisiei Europene, dacă Parlamentul European nu se va afla în centrul acestui proiect. Noi suntem cei care reprezentăm cetățenii europeni și trebuie să ne asumăm această reînnoire și această schimbare. Și de aceea, în grupul Renew Europe veți avea un partener. Vă propunem chiar de la început și propunem partenerilor noștri pro-europeni proiectul unei conferințe pentru viitorul Europei, în care să gândim modul în care putem aduce Europa mai aproape de cetățeni, în care să putem să ne asigurăm că nu negocierile de culise sunt cele care determină figurile proeminente care trebuie să conducă Europa, ci cetățenii pot să se exprime din acest punct de vedere. Veți avea susținere din partea noastră pentru un astfel de proiect? Asta o să facem, dragi colegi. Asta o să facem împreună, pentru că trebuie să dăm posibilitatea, pentru că ceea ce spunem în acest Parlament, să și facem în relație cu cetățenii. Și veți avea în Renew Europe un partener pentru acest proiect. Mulțumesc! Foarte mult lobby se face politic la Bruxelles pentru Dacian Cioloș, care are ambiții să ajungă președintele României. Și dacă va intra în turul 2 al alegerilor prezidențiale, dacă PSD-iștii n-o să aibă un candidat care să obțină măcar 20% și nu au în acest moment, Dacian Cioloș cel mai probabil îl va contracandida pe Klaus Iohannis și va fi Lucian Isar un meci extrem de interesant. Nimeni n-a reușit să ne explice de câteva zile pun întrebarea asta cu cine vor vota PSD-iștii. În dacă, cazul în care Dacian Cioloș se va confrunta cu Iohannis. Premierul Cioloș în 2016 ați afla exact răspunsul.
În 2016, premierul tehnocrat Cioloș a fost nu doar singurul care a spart deficitul bugetar de 3%, dar a ajutat foarte mult PSD-ul în toată perioada. Au fost fel și fel de discuții legate de sprijinul anumitor zone primării în primul tur. L-au avut pe domnul Dâncu ca și vicepremier, care a gestionat foarte bine fondurile pentru dezvoltare. Prieten foarte bun cu Dacian Cioloș, da? Pentru dezvoltare regională. Da, Vasile Dâncu, din această perspectivă, anul 2016 a fost foarte bun pentru PSD. Nu și-au pierdut posturile din Pe logica asta, entitățile... Claus Iohannis nu stă deloc bine. Pentru că dacă PSD-știi sau parte din PSD-și vor vota cu Dan Barna sau cu Cioloș, eu cred că cu Dacian Cioloș mai degrabă, nu-l văd bine pe Claus Iohannis. PSD-știi doar ce s-a vor putea închina balanța. PSD-ul în 2016 și-au păstrat funcțiile, au controlat bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale. Până la urmă a fost un an fericit pentru ei. Și atunci? Și Cioloș a făcut și bâlbele fabuloase care au ajutat PSD-ul electoratul să câștige alegerile. Da. Exact. Deci 2016, Cioloș este un De ce l-au huiduit, de ce au râs europarlamentarii de Dacian Cioloș, ca și curiozitate? Nu l-au huiduit, dar într-adevăr au fost câteva rumori și câteva reacții în sală, care nu știu cât țin neapărat de persoana domnului Cioloș, cât mai ales de ceea ce a rămas ca impresie publică după negocierile din Consiliul European. Faptul că totuși reprezentanții Renew Europe în Consiliul European, în frunte cu președintele Franței, dar sigur, nu doar președintele Franței, sunt 8 voturi, sunt mai mulți premieri sau șef de stat, depinde fiecare țară de cine e reprezentat acolo, au torpilat un principiu care e extrem de corect și care ține tocmai de transparența și democrația despre care vorbea în discursul domniei sale, și anume ideea de a veni cu un candidat în fața cetățenilor. Conceptul de șpiță în candidat, cum este el încetățenit în Uniunea Europeană, adică un candidat al unui partid politic european, da, care, dacă va fi câștigător acel partid sau dacă va fi pe primul loc în urma unor alianțe, dacă obține o majoritate, să devină președintele Comisiei Europene. Ori, știți bine și nu e niciun secret, cea mai mare opoziție la candidatura lui Manfred Weber, șpiță în candidatul Partidului Popular European, a venit tocmai din această zonă. Evident că s-au raliat și socialiștii, a fost și premierul Spaniei, și în Parlamentul European cele două grupuri au dat semnal că nu-l vor vota, dar totul a pornit în primul rând de la familia Renew Europe. Ori tocmai pentru știți că... care e vestea proastă, domnule Bușoi? Situația din Parlamentul European de acum 2 săptămâni se va reduplica la București, cel puțin în toamna anului viitor. Dacă liberalii, adică, o să câștigați alegerile, o să fie pe locul 3. O să câștigați alegerile, domnule Bușoi, să spunem dumneavoastră, de la PNL, USR Plus o să fie pe locul 2 sau poate sub PSD, și dacă veți fi tentat să faceți alianță de guvernare cu USR Plus, eu să spună, nu intrăm la guvernare cu liberalii dacă nu ne dați funcția de prim-ministru. Cum o să rezolvați situația asta? Haideți să ajungem până acolo și să vedem... Păi nu, dumneavoastră ați vota să faceți o alianță cu USR Plus fără ca liberalii să aibă prim-ministru? Dacă liberalii se situează, așa cum spuneați dumneavoastră, pe primul loc, în mod evident, logic și normal ar fi ca Partidul Național Liberal să fie partidul care propune prim-ministru. Și dacă nu o să accepte Cioloș și Barna, ce o să faceți? Vorbim de situații foarte ipotetice. Așa cum mai devreme am vorbit de situație extrem de ipotetică cu un tur 2. Dacă avem astăzi o certitudine între Claus Iohannis și Dacian Cioloș. Dar cine o să intre? Dacă astăzi avem o certitudine, aceasta este că, unu, președintele Claus Iohannis candidează și candidează susținut de Partidul Național Liberal. Toată lumea știe chestia și asta, Că intră în turul 2. Și doi, toată lumea știe că are prima șansă. Da, prima șansă. După aceea nu știm dacă Dacian Cioloș va fi candidatul acestei alianțe. Dar cine să intre, Teodorovici? Nu știm, speculăm foarte mult. În primul rând, nu știu dacă va fi candidatul USR Plus. Haideți să așteptăm congresul. Poate va fi Dan Barna, poate va fi altcineva. După aceea, sigur, încă o dată, pe bună dreptate, PSD-ul este în degringoladă și pare că nu reușește să obțină un al doilea tur. Dar eu zic că mai e mult până la alegerile prezidențiale și trebuie să vedem ce se va întâmpla atunci. Și mai e un lucru la care totuși aș vrea să spun o chestiune foarte clar și apăsat.
Eu nu văd o mare tragedie că nu există cineva din centru sau estul Europei sau din sudul Europei într-o funcție din cele patru care s-au negociat în aceste zile la nivelul instituțiilor europene. Va fi foarte important cum arată Comisia Europeană, care sunt persoanele care vor fi desemnate din țările din centru și estul Europei pe posturi de comisar, ce atribuții vor avea, ce influență vor avea aceste persoane. Păi nu o să avem nicio influență. Arăta... Nu e adevărat. Pe păi ce? Cum ce va comisariat arăta... va lua România? A avut Comisariatul de Agricultură. Și? A avut Comisariatul de Fonduri Europene, de Politica de Coeziune. Okay. Două comisariate și importante. Acum, pe și am avut influență. România? Acum, în momentul de față, ce speră să nu știu dacă România? Au început negocierile, dar eu cred că vor obține cel puțin un portofoliu la fel de important. E adevărat simbolistic, ca imagine. A contat foarte mult că în ultimii ani președinția Consiliului European a fost condusă, Consiliul European a fost condus de un polonez, de fostul premier Donald Tusk. Bun. Dar credeți-mă că nu aceasta a fost principala armă sau principalul atu, principalul plus al țărilor din centru și estul Europei. Sunt multe alte mecanisme prin care aceste țări, inclusiv România, pot obține lucruri, nu, eu pot deveni influenți. Nu neapărat că ai sau nu Consiliul European și eu niciun văzut, caz nu e o înfrângere pentru România. Nu am văzut niciun că România câștig. N-a cerut lucrul ăsta. Nu am văzut niciun câștig pentru România pe faptul că doamna Corina Crețu a fost comisar regional pe dezvoltare. N-am văzut niciun câștig real pentru România. Doamna Dăncilă acum două zile a vorbit despre comisariatul pe care România ar trebui să-l obțină, comisar european, și a vehiculat patru portofolii: energie, transporturi, mediu și probabil o chestie ciudată, un comisariat pentru politici de vecinătate. Ce este asta? Nu, nu e deloc ciudată, există de mult timp. Ce e asta cu vecinătatea? Exact ce ne interesează în mod special, adică, atunci când vorbim de Republica Moldova, atunci când vorbim de Ucraina, de țările de la granița noastră. Deci e un comisariat important, nu e cel ce? Mai important. Care face ce? Sigur că transportul, energia sau mediu ar putea fi cel puțin la fel de importante, dacă nu mai importante. Dar nici politica de vecinătate nu e un lucru. Dar ce înseamnă asta? Explicați spectatorilor ce face politica de vecinătate. Relația între Uniunea Europeană și aceste țări care unele aspiră la titlul de membru al Uniunii Europene. Domnule Bușoi, în Ucraina este război cu Federația Rusă. Da, e foarte important pentru România. Uniunea Europeană când o să văd eu ceafa. Moldova e esențială pentru România. Serbia este un alt nu vecin să intre în Europa, care Moldova niciodată mult pentru România. Nu spuneți niciodată nu, Serbia probabil sau din zona mai de vest a Balcanilor, da. Păi, bun, și atunci România ce ar trebui să negocieze cu dacă ar lua portofoliul ăsta? Nu, dar nu negociază România. Știți bine că odată ce o țară propune un comisar, acel comisar devine comisarul Uniunii Europene și nici nu are voie să favorizeze țara din care provine. Da, teoretic, da. Sigur, așteptările noastre pentru comisarii pe care am avut și care vom avea ar fi să avem niște avantaje foarte concrete, un lucru foarte adevărat. Și pot fi lucruri care ar fi putut sau au fost avantaje pentru România. Dar altfel, sigur că negociază numele Uniunii Europene, dar nu-i tot una să putem avea influență pe aceste politici, mai ales în cazul Republicii Moldova. Lucian Isar, așadar comisariat, discuții. Adică eu citesc din doamna Dăncilă. Dar nu cred că doamna Dăncilă va avea așa un cuvânt de spus. Sigur își dorește domnia sa, oficial guvernul nominalizează, dar evident că discuțiile importante nu se pot face decât cu președintele României, care și este reprezentantul României în Consiliul European și care e personalitatea cea mai respectată și apreciată la nivel european. Păi da, Claus Iohannis. Domnule Bușor, din România. Doamna Dăncilă nominalizează, Iohannis are influența și are imaginea cea mai bună la Bruxelles. Doamna Dăncilă și domnul Iohannis trebuie să lucreze împreună ca să obțină un comisariat cât de cât de doamne ajută. Trebuie să aibă un dialog, dar asta e o chestiune pe care o vor decide domnilor. Chiar să colaboreze. Lucian Isar, deci energie, transportul, mediu și politica de vecinătate. Acum, obținem doamna... ceva interesant la Bruxelles, în opinia ta? Eu sunt sceptic. Nu o văd pe doamna Dăncilă. Doamna Dăncilă în ultima perioadă că a trebuit să meargă și să ne explice cât de mult a lucrat pentru a reîmprieteni Bruxelles-ul cu România, deși nu avea nicio problemă cu România. Gesturi, a făcut niște gesturi, doamna Dăncilă. S-a întâlnit cu Juncker, cred că nu Timerman. Va forța foarte mult, tocmai pentru a-și păstra brandul personal sau ce crede ea că a câștigat la nivel personal.
Va fi foarte greu cu un astfel de pachet, până și de propuneri, ca domnul președinte să poată să impună un candidat român pentru un portofoliu greu. Important. Pentru că până la urmă și ei se uită la materialul clientului. Ați văzut și noastră care sunt propunerile doamnei Dăncilă. Doamna Dăncilă trebuie să meargă să susțină respectivele nume și probabil că va încerca să nu le facă, să nu facă susținerea în limba română. Păi, dar care au fost numele propuse? L-am văzut pe Ioan Mircea Pașcu, care ar insista, vrea să ocupe. Ați văzut-o și pe doamna Rovana Plum. Rovana Plum, da, este prietena doamnei Dăncilă, o relație bună. Doamna Plum a fost și prietenă cu Dragnea, a fost cu Ponta, ea a fost prietenă cu toți. Ce portofoliu va lua un astfel de candidat? Doamna Plum ar fi calificată pentru mediu, domnul Pașcu, în fine, e o discuție cu dânsul, alte nume pentru comisariat, pentru comisari europeni. Ce apar din buzunarul doamnei Dăncilă, cred că vor avea același calibru și aceeași calitate. Eu cred foarte mult în faptul că comisarii europeni sunt personalități susținute de întreaga țară sau de reprezentanții României și nu doar niște prieteni de-ai doamnei Dăncilă, cum i-ați prezentat dumneavoastră. Dacă o să joace așa în continuare doamna Dăncilă și nu va coopera cu președintele Iohannis și nu va propune candidați puternici, normal că și cei și europenii vor putea să o joace cu comisariatul pentru extindere. Procedura care este, domnule Bușoi? România avansează 3-4 nume de posibil comisari sau cum se procedează? România face o nominalizare, sigur că înainte sunt binevenite niște consultări informale. Există și o fază prin care președintele Comisiei Europene are un fel de interviu, un fel de discuție. Președintele Comisiei Europene poate să nu valideze o propunere pe care o face o țară. După aceea mai există un filtru la nivelul Parlamentului European. Există șansa ca în audierile din comisii și s-au întâmplat în trecut cazuri cu acel candidat din partea Italiei, care, mă rog, au fost niște declarații publice destul de riscante și nepotrivite pentru un comisar european, dar în istorie cred că au fost câteva cazuri. Persoane, cred că și Bulgaria a avut un astfel de incident, persoane care au fost nominalizate, au trecut de filtrul președintelui Comisiei Europene, dar au picat la votul din comisiile de specialitate. Și atunci președintele n-a mai mers cu toată comisia în plen, ci a cerut țării respective să facă o altă nominalizare. Deci nu e o chestiune prin care România sau guvernul României în mod unilateral trimite o persoană și automat se difează că nu, există aceste filtre și acea persoană, și sunt foarte de acord cu analiza lui Lucian Isar, ar fi bine să reprezinte mai mult decât o prietenie cu primul ministru, mai mult decât chiar expresia partidului la guvernare și în orice caz nu trebuie să fie o persoană controversată, nici în țară, nici la nivel european. Se poate întâmpla și se întâmplă și s-a întâmplat și în istoria recentă a României să fie cineva din partidul care guvernează. Și în alte țări europene s-a întâmplat lucrul acesta. Dar și acei candidați au avut cel puțin o largă susținere, o largă acceptare în mediul politic, în mediul economic, în societatea civilă, în mass media. În niciun caz nu e potrivit să vii cu persoane care sunt controversate sau persoane care n-au nicio legătură cu politicile și temele europene. Președintele Iohannis poate să o cenzureze pe doamna Dăncilă cu această nominalizare? Adică poate să spună, domnule, nu merg cu acest candidat și doamna Dăncilă să-și asume un nume din proprie inițiativă, fără ajutorul lui Klaus Iohannis și să impună un comisar fără ajutorul lui Iohannis? Nu pot să speculez, dar aduceți-vă aminte că totuși președintele Comisiei Europene va fi un reprezentant al PPE. Aduceți-vă aminte că totuși Partidul Popular European este primul grup politic din Parlamentul European. Deci sunt aceste două filtre în care Partidul Popular European, care direct sau indirect, evident că ține cont de opinia, în primul rând, a președintelui Iohannis, sigur și a noastră, a Partidului Național Liberal, va putea reacționa dacă acea persoană este total nepotrivită. Da, fac un pic trimite la chestia asta, pentru că, deși pare o discuție mai aridă, așa, e foarte important, pentru că acest comisariat vorbește și despre prestigiul României, da? Ultimele două funcții de comisari, chiar dacă Dacian Cioloș n-a fost comisarul României, a fost așa, parțial și al Franței, Corina Crețu se lăuda
Victor Ponta că a fost nominalizată pentru un portofoliu important al dezvoltării regionale, nu că am fi avut noi de câștigat ceva mare lucru de pe această funcție. Ponta a declarat atunci, a declarat după, pardon, că în 2014 a reușit să obțină comisariatul pentru politică regională, negociind cu Juncker și cu premierul Italiei, cu Renzi, cu care avea o relație de prietenie. Doamna Dăncilă, cu cine a trebuit să negocieze? Adică ar trebui să pare că cu domnul Timmermans și cu doamna comisar desemnat, nu? Sau cum se fac negocierile astea? În primul rând cu președintele viitor al Comisiei Europene, care va fi votată săptămâna viitoare la Strasburg, marți. Da. Este programat votul pentru președintele Comisiei doamna Europene. Doamna Ursula von der Linde. Da. Bun. Deci negociere cu ministrul doamna de externe, da, al Germaniei. Ministrul apărării, da. Ministrul apărării al Germaniei. Dacă acest candidat va fi votat în Parlamentul European și avem toate indiciile să credem că va fi votată domnia sa, pentru că există o negociere politică, există o propunere oficială a Consiliului, atunci evident domnia sa va fi persoana cheie. Altfel, și alți oameni influenți din Consiliul Șef de Stat și de Guvern pot fi de ajutor pentru a discuta un portofoliu important. Am însă dubii că doamna Dăncilă poate avea o negociere, poate avea o credibilitate în fața acestor oameni, nici măcar în fața liderilor socialiști. PSD-ul, în general, nu a avut niciun fel de credibilitate și de trecere. De asta e esențial ca totuși, dacă România vrea un portofoliu, eu cred că cel puțin consultat trebuie să fie președintele României, domnul Klaus Iohannis. E esențial, e important și altfel nu pot funcționa lucrurile în Uniunea Europeană, nu cu domnul Timmermans. Cred că domnul Timmermans va fi la rândul domniei sale un candidat. Va fi propunerea Olandei, pare, pentru a continua ca un nou mandat de comisar în Comisia Europeană. Ori pe va ce avea funcție? Grija, nu știu. În general, să știți, au mai fost personalități care au avut două mandate de comisar. Cred că și Michel Barnier a fost în această situație. Niciodată nu poate avea același portofoliu. Niciodată nu poate fi în aceeași funcție. Așa poate cum că cutuma este că o țară nu poate avea același portofoliu de două ori la rând. Dacă Germania, de exemplu, a avut portofoliul energiei într-un mandat, ar trebui să aibă portofoliul bugetului în alt mandat. Întâmplător da, s-a întâmplat. O să vină Austria. Austria este prietenă cu Germania, ei totuși mișcă portofoliile de energie, da, între ei. Da. După cum știi și data trecută, domnul Cioloș, existau poveștile, s-a rugat de domnul Ponta să-l pună pe listă și a plecat din partea României o propunere dublă, practic. O primă opțiune, respectiv opțiunea secundară. Opțiunea 2, da. Și a fost selectată de către Juncker Coina propunerea... Crețu. Da. Da, pentru că Juncker a aflat că Cioloș din Popular European se transformase peste noapte în socialist. Ca să vă răspund la întrebarea acum este progresist. Cine o să-l susțină pe domnul Cioloș dacă trece în turul 2 cumva. Este da. Foarte flexibil cu opțiunile și da. A avut această aici, experiență aici avem în 2014 opinii, dar calendarul e foarte opinii. Clar. Trebuie așteptat votul din Parlamentul European. Sunt cele trei mari grupuri care o susțin pe doamna von der Leyen. În mod evident, există foarte multe șanse. E bine să există o susținere cât mai largă. Nu trebuie să fie un vot la limită. Și evident că în aceste zile se discută cu grupul Verzilor și cu alte grupuri politice din Parlamentul European. Mai puțin cu grupul extremist, eurosceptic, aș spune, și evident nu cu acei deputați neafiliați. De acolo, în primul rând, sunt cei din 5 stele și partidul Brexit. Odată ce doamna, acum ministru al apărării în Germania, dar foarte posibil viitor președinte al Comisiei Europene va fi validată, va începe consultările în această vară, în aceste săptămâni, cu statele membre. Și atunci va fi un moment foarte important când România trebuie să vină și cu o persoană potrivită, dar și cu toate energiile la oaltă pentru a obține un portofoliu important. Și doamna premier nu poate singură, așa cum este astăzi PSD-ul izolat și în Partidul Socialist European, așa cum România are o imagine din cauza actualei guvernări nu foarte bună, să obțină cel mai bun rezultat. E clar că trebuie să existe mai multe energii din România pentru a obține ceva bun, da, pentru această țară. Poate domnul președinte Iohannis îl nominalizează pe Dacian Cioloș și scapă de un contracandidat, o să fie Dacian Cioloș comisar.
pe o diferită, o poziție diversă în Comisia Europeană, scapă de un candidat, dar ce o face cu Dan Barna? Că dacă scapă de Cioloș, rămâne Barna în ecuație. Scurtă pauză comercială și revenim în dezbatere. Calcule pentru alegerile prezidențiale. Vă spuneam că cei de la USR au congres sâmbătă. Președintele României s-a întâlnit cu liderii PNL. Astăzi, la Vila Lac 1, au discutat despre strategii electorale. Cam toată lumea face aceste calculi. Undeva la începutul lunii august vom cunoaște toți candidații. Cum arată sondajele în acest moment? Președintele României nu ar trebui să aibă emoții. Aparent, Lucian Isar. Așa arată e posibil, sondajele. Este clar. Posibil matematic ca Klaus Iohannis să câștige alegerile din primul tur? Știți cum asta cu matematica și fanteziile... Și cu aritmetica electorală, da? E o întrebare... Da? Cred că va fi foarte dificil. PSD-ul și ceilalți jucători vor face tot posibilul să spargă voturile și probabil că se va juca în două tururi de scrutin. Bun. De aici și discuția asta legată de PSD, Cioloș. Călin Popescu-Tăicianu pare că a făcut o alianță cu Victor Ponta să candideze din partea Pro-România și ALDE. Da, era oarecum, clară de câteva săptămâni că va merge. Forțându-i mâna Vioricăi Dăncilă. Nu, cred că, într-adevăr, după alegerile europarlamentare a existat acest miraj al sumelor care au venit pentru finanțarea Pro-România, succesului de la urne neașteptat pentru unii. Și atunci, normal că unul care a fost sau crede că a fost penalizat la urne să vrea să atingă purcelul de aur. Eu așa citesc această împrietenire rapidă după rezultatul alegerilor și normal că este și un apel la doamna Dăncilă, dar cred că s-a încheiat în această seară apelul și cu mesajul foarte clar că domnul Tăricianu poate să meargă în liniște cu domnul Ponta. Cu domnul Ponta. Și poate intra Tăricianu în turul 2? Pentru că pe sondaje, ca notorietate, ca simpatie publică, Tăricianu stă cel mai bine dintre liderii opoziției, da? Peste Teodorovici, peste Dăncilă stă Tăricianu, chiar peste oarecum peste Victor Ponta, care oricum și-a anunțat candidatura, da? Tăricianu este liderul opoziției, să spunem așa, în versus Iohannis. De când cu Brexit și cu alegerile din Statele Unite, am văzut și în România foarte multe forme de fake news și manipulare. Una dintre formele de manipulare e manipularea prin sondaj. Proba reală este votul. Noi avem un vot foarte recent în care partidul domnului Tăricianu a luat sub pragul de 5%. Ăla este nivelul domnului Tăricianu în acest moment la un vot exercitat. Pentru că, până la urmă, ALDE, după cum probabil aprecia și dumneavoastră, este un partid de lider. Este partidul domnului Tăricianu. Face ce vrea în partidul respectiv. Iar rezultatul voturilor a fost acel 4% și ceva. Că poți să achiziționezi, poți să sugerezi alte sondaje, poți să faci absolut ce vrei tu. Doar că la urne, la un interval de o lună, rezultatul a fost 4. Ce se va întâmpla în forma următoare? Că va vrea să facă un tandem, să promită că următorul premier va fi Victor Ponta, că a să alinieze sponsorii în spatele acestui jucător. Nu știm ce vor vrea să facă și cum, dar tot va fi foarte greu de extras din ancora de 4% către un jucător. Bun, Pro-România 6%, 6 cu 4, nu merge neapărat aritmetica asta electorală să facă... Nu știm niciodată cum se potențează, doar vă spuneam că sondajele de notorietate și de vot pe care le citați dumneavoastră au avut proba de foc la alegerile europarlamentare. Dacă vorbeam de un partid foarte mare, gen PNL, USR, PSD, în care liderii nu sunt neapărat unul la unul cu partidul, cum în cazul PNL, probabil liderul e la jumătate. Păi nu, dar e și cazul USR. USR a făcut 23%. Dan Barna stă undeva și el la 7-8%. PSD, probabil pe bune, doamna Dăncilă, dacă este la un sfert din partid. Exact. Nu situația și la USR, și Dan Barna stă prost față de partid. Tăricianu stă la fel pe cota partidului, da? Dăncilă stă prost. Asta da? Și liderii PSD în general, Teodorovici, Fifor, stau mult sub partid. Singurul test real pe care îl avem este în cazul ALDE.
partid de lider în care liderul a luat și partidul mai există, sub 5%. Mai există o nebuloasă. Cam toată lumea se uită spre turul 2 al alegerilor ca să vadă cam unde s-ar duce voturile. Dacă Pro-România, dacă e făcută deja alianță între Pro-România și ALDE, Tăriceanu și Ponta, să spunem 10% cât ar putea aduce alianța asta, alegătorii ALDE, alegătorii Pro-România, cu cine ar vota în turul 2? Ar vota cu Iohannis sau cu Dacian Cioloș, Barna, să spunem, da? Ambele plutoane de alegători, până la urmă, sunt alegătorii PSD, să nu ne amăgim. Normal, pe logica pe care o prezentam la începutul emisiune, PSD-ul va vota cu domnul Cioloș pentru că i-a ajutat în 2016. Împotriva lui Iohannis. Cu domnul Cioloș până la urmă. I-a ajutat în 2016. Ei așa privesc din perspectiva monetizării poziției la putere. În 2016 i-a ajutat cu fondurile domnului Dâncu de la Ministerul Dezvoltării Regionale. Nu și-au pierdut pozițiile. A fost foarte prietenos cu domnul Dragnea în momentul respectiv. Îl respecta și i-a ascultat sugestiile. Deci apăla PSD, domnul Cioloș era zâmbitor. Au trăit foarte bine. A încercat să schimbe oarecum cu liberalii pe ultima partea anului 2016, dar nu a ieșit transferul. Per total, 2016 a fost un an de succes pentru PSD și cred că ăsta este în gândirea votantului PSD ce a rămas imprimat. Bună seara, Raleș Bogdan! Bună seara, domnule Mănăstire, bună seara invitațiilor dumneavoastră, salut cu simpatie dacă ne-ai cunoscut vocea Lucia Misar și tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Vreau să lămurim o chestiune, a apărut în presă informația acum că ai vrea sau există o discuție despre candidatura ta la primăria Capitalei. Nu am văzut o reacție pe tema asta din partea. Nu s-a discutat, da, cu toată simpatia și aprecierea pe care vă pot, nu s-a discutat despre. S-a discutat și la întâlnirea de la Vila Lac, s-a discutat exclusiv despre campania prezidențială și despre negocierile de la Bruxelles legate de Ursula von der Leyen, candidatul PPE pentru președinția Comisiei, susținere pentru doamna Chiove și chestiuni legate de Europa, pașii de campanie, adunarea de semnături, pregătirea partidului pentru pre-campanie și campania prezidențială. Deci nu s-au discutat absolut deloc. E un subiect care nu știu cum a fost în spate public. Nu s-au discutat despre locale sau despre alegeri parlamentare. Exclusiv despre pregătirea partidului pentru alegeri prezidențiale și cele două chestiuni de politică europeană pe care vi le-am spus. Cine va fi șeful de campanie al lui Klaus Iohannis din partea partidului? Ce lider PNL va fi șef de campanie? Nu știu asta. Va alege președintele României acest lucru. Cu siguranță, astăzi am fost 14 lideri la întâlnirea cu președintele. Am fost eu, a fost doamna Dina Gorghiu, doamna Rulca Turcan, domnul Robert Sighiartău, domnul Blaga, domnul Câțu, domnul Iulian Dumitrescu, domnul Bușoi, domnul Falcă, domnul Hava, domnul Ludovic Orban, domnul Motreanu. Aceștia au fost și domnul Marian Petrachi. Da, va trebui să fie un șef de campanie, presupun, din partid. Domnul președinte va avea un staff de campanie cel mai probabil și partidul va trebui să aibă un staff. Deocamdată partidul e pregătit, e pregătit pentru adunarea de semnături. Când va da semnalul, începem adunarea de semnături, vrem să adunăm cele mai multe semnături. Așa am avut și la alegerile europarlamentare. Am fost partidul care am adunat cele mai multe semnături, 1,6 milioane, și am câștigat alegerile. Acum ne dorim, pentru președintele României, fiind și președinte în funcție, noi fiind partidul care a câștigat alegerile, să strângem cât mai multe semnături de susținere a candidatului. Sâmbătă este congresul SR Plus, cu siguranță știi informația asta. Da. Dan Barna a declarat că după ce USR va desemna un candidat, o să aibă o negociere cu cei de la Plus. Crezi că va fi Cioloș sau Barna? Sincer, nu știu. Noi avem un candidat ales, este domnul Klaus Iohannis. Vom câștiga alegerile cu domnia sa, cred că e cea mai potrivită persoană pentru a continua mandatul la Cotroceni. Personal, nu mă interesează ce fac cei din USR Plus. Probabil vom guverna, sau siguranță că vom guverna alături de dânsii, dar le doresc succes în procesul de desemnare a candidaturii, oricare ar fi, sau domnul Barna, sau domnul Cioloș. Le spun cu prietenie, chiar cu simpatie, că vor pierde alegeri și că vor candida amândoi într-unul singur, în fața lui Klaus Iohannis vor pierde alegeri. Păi și cum Klaus o să Iohannis guvernați? O să fiți contracandidați.
Dar nu înseamnă că ne războim, domnul Mănăstire, nu o să ne batem. O să fie Claus Iohannis contracandidat unuia dintre cei doi, sau amândurora într-unul singur și tot va câștiga. Și după asta nu e nicio problemă să colaborăm noi, nu să ne batem cu dâns și nu sunt păi noi. Nu, noi că ne nu o să vă bateți cu dâns și o să vă bată ei pe dumneavoastră de la liberali. Credeți, credeți că USR Plus o să facă o campanie lejeră? Nu știu, eu... Păi vă spun eu că nu o să facă. Deci, domnul Mănăstire, în campania pentru europarlamentare n-am răspuns niciunui atac, nu am să răspund nici acum, pentru că eu sunt absolut convins că vom guverna cu dânsii, așa că nu are rost să deschidem falii, să deschidem conflicte. Iar dânsii, sigur, având 20%, era mult mai simplu să-l susțină și dânsii pe domnul președinte Iohannis, aleg să aibă un candidat propriu, le doresc succes, dar... probabil în turul 2 vor ajunge, dar le spun că Claus Iohannis va câștiga alegerile în fața oricărui candidat USR Plus sau PSD cu peste 65% din alegeri în turul dintre alegătorii. Ai spus că o să intre candidatul USR Plus. Păi și alegătorii, poate. Cei de la alegătorii PSD, nu crezi știu, că o să voteze eu. Cu Iohannis? Da, exact la momentul întrebării cheie s-a întrerupt legătura telefonică. Cristian Bușoi, de ce ar vota pesediștii cu Claus Iohannis în turul 2? Încă o dată nu știm cine va intra în turul 2. Dumneavoastră insistați că vor intra și cei de la USR Plus. Da, vă spun eu, nu o să intre PSD în turul 2. Să intre, Claus Iohannis intră sigur în turul 2. Asta este o cu cei din PSD, da. Și atunci evident care e rezultatul turului 2. N-are cum să câștige PSD președinția României. Dacă va intra candidatul USR Plus, domnul și atunci Bușoi, așteptarea mea este că matematic din primul tur, nu iese diferența povestea, va fi da? Atât de mare în favoarea președintelui Iohannis, încât lucrurile vor fi foarte clare. Și probabil cei mai mulți dintre PSD-și se vor abține sau nu vor merge la vot, că nu se vor regăsi, e treaba domnilor lor. Dar nu cred că e cazul acum să mergem pe scenariu că toți se vor încolona să susțină candidatul USR Plus. Nu că văd toți. De o ce parte și din pesediști. Ce ar avea de câștigat, ce așteptări ar avea de acolo. Până la urmă, toate aceste speculații, toate aceste calcule le putem face, le fac oamenii din presă. Pe noi, cei din le Partidul Național Liberal, ne interesează să susținem cu cât mai multe argumente, să potențăm, să sprijinim logistic, organizatoric, candidatura președintelui Claus Iohannis. Avem convingerea că este cel mai bun președinte pentru România, este soluția de care România are nevoie în continuare pentru a-și consolida drumul său european, pentru a-și consolida democrația internă, pentru a putea fi importanți și o voce în Uniunea Europeană și pentru asta vom face toate eforturile și suntem mobilizați la maxim. În rest, vom vedea la momentul potrivit exact. Cine va intra și vom vedea care va fi strategia. Sâmbătă este un episod important. Mulțumesc pentru prezență. Așadar, discutăm mâine despre congresul USR Plus. O seară bună în continuare. Urmează lumea lui Banciu. Numai bine!